Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Suntem astă seara alături de doamna Florentina Matescu, psiholog, psihoterapeut, scriitor. Bună seara, Florentina! Mă bucur că suntem împreună. Uite, începem luna decembrie împreună, așa că te las pe tine să ne spui despre ce vorbim astăzi. O să fie o temă foarte interesantă, vin cu noutăți și este vorba despre un punct de schimbare, un punct de cotitură în care fiecare dintre noi are de făcut schimbări reale în viața sa. Dacă cineva simte că are ceva de făcut, de schimbat în viața sa, dacă a înțeles că are de făcut o corecție, de învățat o lecție, de reparat o situație, este timpul să înceapă, pentru că energiile acestei luni sunt foarte puternice, sunt energii care demarează traseu nou și se pot face. Constelațiile sunt o direcție foarte bună în care se pot face și chiar am primit și după maratonul Twitter de mesaje, câte au rezolvat și mesaje de la constelații mai vechi. Deci este un moment foarte potrivit pentru a lucra la schimbare, pentru că începe schimbarea. Deja s-a deschis a doua poartă de la începutul lunii și ceea ce avem de făcut este să lucrăm cu noi. Deci, sugerez tuturor, sugerez, nu e, e momentul în care trebuie să se înceapă schimbarea și să fim foarte serioși în acest proces pe care îl avem de făcut. Ce propusesem să devoalăm în această perioadă, pentru că este și o perioadă de post și propice pentru astfel de informații, aș vrea să înțelegem puțin procesul pe care îl traversăm, povestind de același proces care a fost condus de foștii noștri parteneri și pe planeta de unde au venit, pentru că în acest fel putem să înțelegem procesele din jurul nostru. Putem să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru și să înțelegem ce avem de făcut și mai ales ce nu avem de făcut. Am vorbit până acum despre modelele de gândire, de abordare psihologică pe care o avem în situații diferite, în modele diferite de gândire. Ce aș vrea să înțelegem acum este, ca și perspectivă spirituală, care este traseul nostru și care este traseul către care suntem conduși. Spuneam că s-a deschis deja al doilea văl. Urmează, deci, la fiecare astfel de devoalare, urmează o accelerare a proceselor și o încărcare a situațiilor de viață, a lecțiilor de viață pe care le avem de traversat și a nevoii de a le traversa, tocmai ca să putem să mergem mai departe. Ce este un moment mai special acum? Până acum au fost multe, multe, multe anunțuri că se va face, că se va, că se va. Pe măsură ce se intră într-un alt plan vibrațional, cade puterea acestor informații, cade efectul lor, cade numărul lor, cade tot ceea ce vine negativ spre noi, tocmai pentru că începem să învățăm din ce în ce mai multe lecții și nu mai avem nevoie să trecem prin anumite situații nedorite și neplăcute. Ca să înțelegem despre ce vorbesc. Pe planeta de unde vin partenerii noștri, pe Draco, era o planetă a partenerilor noștri, foști partenerii noștri, pentru că deja calitatea de parteneri este terminată în cea mai mare măsură. Deci pe Draco au fost duși umanoizi care
au fost luați dintr-o altă zonă de pe o planetă cu oameni și ca să poată să ajungă la nivelul la care erau în perioada în care i-am văzut eu, pentru cei care nu știu, a fost o meditație, o viziune în 2009, în care era o relație între oameni și reptilieni pe Draco. Reptilienii erau conducătorii, iar oamenii erau sclavii și hrana. Cum au ajuns asta? Au fost întrebări pe care mi le-am pus atunci și fluxurile au închis atunci pentru răspuns. Însă acest al doilea plan de dezvoltare m-a lăsat să văd fluxurile din spate. Și era povestea derulată atât de asemănător cu ceea ce se petrece acum aici, încât chiar vroiam să înțelegem ce creează și unde duce. Deci, ca să poată să fie o lipsă totală de voință, se puteau face două lucruri. Unul era sufletul, cât mai mult, și atunci persoana devenea nu doar obedientă, devenea executantă și își pierdea puterea pentru că își ceda puterea. Când te dă sufletul, te dă puterea. Și atunci cei care conduceau, luându-le puterea oamenilor, puteau să facă ceea ce vroiau din ei. Până la a-i sclaviza. Situație care a fost și pe pământ, adică am avut eră sclavagistă, da? Am avut perioadă de sclavizare a celor care, locuitorilor Africii, care erau luați și duși și vânduți pe continentul american. Și au existat enclave de sclavie în toate perioadele și pe toate continentele, adică n-a fost așa chiar doar într-o parte, tocmai pentru că s-a putut. Acest s-a putut este cel la care vreau să fac referire. S-a putut pentru că omul a lăsat. Dacă omul avea o altă atitudine de respect față de el însuși ca și creație și față de Dumnezeu ca și creator, nu ar fi lăsat să se piardă valorile umane, nu s-ar fi lăsat condus de o forță negativă în condițiile în care Dumnezeu a pus Universul în el. Și acest univers pus în om încă face parte de dezbaterile filozofice, încă sunt întrebări și în științe, și în filozofie, în științele exacte, mă refer, și în filozofie, și în teologie, și în multe direcții, cum a pus Dumnezeu în om toată povestea asta. Răspunsul, din punctul meu de vedere, ne-l dă numărul de aur care spune că suntem la nivelul 618 din 1000 sau 0618 din 1, care e întregul și întregul înseamnă chiar întreg, ceea ce reflectă întreaga existență. Asta înseamnă că în nivelul acesta de existență e nevoie să se crească de la 618 până la 1. Asta înseamnă că există diferență de. Deci o treime din cunoaștere lipsește. Și în momentul în care noi vom reuși să depășim această treime, să înglobăm cunoașterea lipsă, atunci ajungem la 1 și putem să mergem mai departe și să fim o civilizație care nu mai cedează, care nu mai are nevoie de sclavie, nu mai are nevoie să facă rău, nu mai are nevoie să mănânce altă civilizație sau mai știu eu ce alte lucruri care sunt monstruoase, dar care se petrec pentru că în acest mod se învață lucrurile. Diferit de cum e la școală. Deci nu se învață dintr-un manual în care se scrie lecția 1, se petrece asta, lecția 2, se petrece mai departe. Învățăm din experiență practică, trăind. De ce? Pentru că în momentul în care am trăit doar mental informația, am depozitat-o în arhiva de memorie, însă ea nu ar produce efecte în structura noastră, pentru că în structura noastră se produc efectele care sunt transmise de fluid emoțional. Ele sunt cele care funcționează conștient și de acolo, mai jos inconștient și infraconștient, deja când se ajunge în infraconștient, este în perioada dintre vieți și atunci se arhivează pentru viitor. Dar ceea ce avem noi de înțeles este că toate aceste situații prin care trecem noi au fost situații prin care s-a mai trecut.
Partenerii, foștii parteneri, au venit aici pentru că pe dracu nu te mai putea continua existența. Numărul de sclavi era extrem de mic, deci oricât am căutat să văd semnal de viață, n-am găsit decât în mină. Deci era pe timpul zilei, erau cei care lucrau la palatul unde locuiau, era un palat, mă rog, așa i-am zis, locuiau reptilienii, o grădină lucrată de niște oameni care lucrau acolo și țarcul în care erau cei care erau destinați hranei. Niște lucruri pe care le spun după aceea o să fie relevante și pentru niște evenimente de acum. Căutând să văd care e numărul real de oameni care sunt conduși, n-am mai găsit decât mineri, care erau să fac minele de aur, pentru că interesul era să fie găsit aur. Oamenii de acolo au ajuns în acest fel prin multe lucruri care s-au produs în mod omolog și aici. Au fost desputernicit, unii prin luat de suflet, prin părți de suflet, și alții prin oferte foarte avantajoase. Adică, din zona de unde au fost luați, li s-au creat situații în care să își dorească mai mult, să facă mai puțin, să aibă mai puțin efort și să aibă mai multe condiții. În felul acesta, nemai punându-se la treabă nici fizic și nici mental și nici emoțional, își pierdeau din putere și ușor, ușor deveneau manipulabili. De aici au putut să vină și contre și discuții între cei care existau pe planeta lor, înainte de a fi duși pe Draco. Însă au fost și niște evenimente pe care chiar care m-au bulversat, m-au dat peste cap când le-am văzut. Deci au fost oameni care s-au subordonat puterii draconiene și și-au vândut frații umani. Adică ființe care și-au trădat neamul umane pentru puterea și pentru facilitățile oferite de draconieni. Și abia atunci m-am gândit, zic, bun, care este efectul dacă și-au trădat neamul, pentru că tot ce se făcea prin ceea ce se face și acum, adică chiar nu știu dacă e cazul să le enumerăm, prin toate tehnologiile medicale, prin media, prin informări false, toate pe care le cunoaștem, toate pe care le cunoaștem, adică să înțelegem că e același program, același, fix același, și nu mi s-a dat voie să-l văd până la a doua devaluare pentru că prea era identic. Adică, da. Oamenii au ajuns să fie trădați de alți oameni, care primeau niște beneficii efere și iluzorii pentru această trădare. Primeau bani, primeau funcții, primeau na, responsabilități, nume, averi, iluzii, cu care își condamnau propriul neam, pentru că vândând neamul omenesc din care făceau parte, și-au tăiat dreptul la continuarea existenței și au existat pe urmă doar ca să facă copii care deveneau hrana reptilienilor. E vorba de un proces care pe Draco se producea așa. Era o zonă în care locuiau cei care deveneau hrană și în care se încuiba foarte repede sexualitatea, ca să facă copii repede, da? Să facă copii repede și mulți. Acest torsar pe o rază de 2 metri și jumătate, deci o sferă de 2 metri și jumătate în jurul meu, este acum un mediu propice, un mediu în care sunt protejat de factori nocivi, de unde electromagnetice și nu numai. Am reușit să-mi
redescoper capacitatea de a mă concentra pentru a putea lucra la un proiect nou. Mai departe, după ce au fost risipite toate resursele de acolo, a fost plecarea. Plecarea a fost generată de ceea ce am vorbit noi până acum de 3 ani de zile, contractul pe care Dumnezeu l-a făcut cu ei ca să ajungă aici. Ajungând aici și implementând același program, este foarte clar că este un program agreat, este un program care funcționează și care dă efectele scontate. De ce? Pentru că fiecare dintre noi suntem aici ca să învățăm. Dacă noi am avea nivelul de conștiință mai ridicat decât cel dintre de, în care una este preponderentă și reprezintă mare parte din structura noastră, atât de mare care, deși e o treime, ne-a influențat foarte mult, noi nu avem tendința să învățăm de bunăvoie. Nu avem neapărat nevoia de studiu și de înțelegere a unor evenimente exterioare și a mecanismelor care sunt puse în lucru ca să se producă sau mecanismele care sunt generate de evenimente. Nu avem de foarte multe ori nevoia de a înțelege ce se întâmplă în exterior, ci luăm totul ca atare, se întâmplă, fac alții. Lăsăm puterea să facă altcineva în locul nostru și noi ne pierdem capacitatea de decizie în propria noastră viață. O astfel de atitudine a putut să fie generată de am făcut pentru tine e cel mai bun lucru, ne-am gândit la tine, vrem să ție foarte bine și de aceea noi în permanență ne gândim la tine. Bun, ne gândim atât de mult la tine pentru că avem interes, nu ne gândim la tine din iubire, când este vorba de locuitorii de pe Dracul. Acest interes era pe de o parte financiar, pe de altă parte hrană, pe de altă parte sclavia celor care au capacitate de muncă și se vede foarte clar că s-a intrat de la creșă până la 67 de ani la pensie, suntem în sistem, după care intenția este să ne împuținăm ca să nu consumăm pensia plătită o viață. Fix ca pe Dracu, unde se plătea foarte puțin munca, și ceea ce erau beneficiile erau foarte scumpe, adică oamenii primeau puțin aur din ceea ce scoteau din mină, iar plățile pe care le făceau pentru anumite servicii, beneficii, ajutoare erau de regulă împovărătoare, astfel încât situația era dai doar atât bani, dar rămâi dator și cu niște servicii. Deci cam asta era atitudinea. Bun. Și oricum oamenii trăiau foarte puțin, că iarăși povestea era că nu trebuiau să ajungă să nu fie activi, să nu fie productivi, ci trăiau atâta vreme cât erau utili. O astfel de situație s-ar fi putut petrece și aici, dacă oamenii își dădeau puterea în același mod cum s-a făcut acolo, dacă toți oamenii își dădeau puterea. Știm cu toții că ultimii ani au împuținat populația planetară într-un ritm accelerat. Mă rog, a fost și natalitate raportată la numărul de oameni de pe pământ, pentru că cu cât sunt mai mulți, cu atâta și natalitatea crește, dar pe de altă parte se duce un anumit lot masiv, iar în zona natalității sunt foarte multe probleme de chimie și de ADN care sunt Este modificate. că oamenii sunt, cum să spun, bombardați așa din toate direcțiile și chiar dacă își doresc, pun înainte partea financiară și se gândesc cum se vor descurca în condițiile în care totul se scumpește de la o zi la alta, dar mai este și această bulversare la nivel psihic, psihologic, pentru toate trebuie să ai o anume stare. Pentru vezi că merg la medic oameni tineri fără nicio problemă,
dar pentru faptul că mintea lor nu este prezentă acolo, nu reușesc să facă copii. Dar, într-adevăr, nesiguranța zilei de mâine cred că este primul factor decizional atunci când se hotără să facă copii. Da, știi, perioadele astea, Florentina, au mai fost. Totdeauna au fost, adică. Întotdeauna au fost. Nu trebuie să sperie nimeni de asta. Trebuie să știm că nimic nu ține o veșnicie. Nici partea de bine și nici partea de rău. Deci, Adevărat. suntem la fundul prăpastiei. Mai jos, nu prea mai avem unde să ne ducem. Am început urcușul. Exact. Deci. Nu putem decât să urcăm. Da, exact. Asta vreau să spun că a fost implementat același program. S-a mers pe aceleași scheme și cu toate astea, pentru că suntem la un alt nivel față de populația care a fost dusă pe Draco, oamenii au început să se trezească în masă. Și da, într-adevăr, sunt mulți care au rezistență de a face copii acum. Așteaptă să se producă schimbarea necesară ca să se poată face copii într-o lume sănătoasă și să nu mai fie toate poveștile care sunt. Și care în multe situații să știi că e infertilitate și se merge cumva obsesiv, dar totuși vreau, dar vreau, dar vreau, dar vreau, dar vreau acum. Sugerez tuturor celor care doresc copii să mai stea puțin. Să mai stea puțin. Da, să mai liniștească lucrurile un pic. Și Exact. nu, când spunem puțin, e chiar puțin. E chiar puțin așa. Așa e. Da. Eu, să știi, am mai spus și în alte emisiuni, spun și acum, eu am mare încredere și cred că lucrurile se vor schimba odată cu 2024, deși foarte mulți au făcut predicții destul de, cum să spun, nu le-aș spune apocaliptice, dar urâte vis-a-vis de viitorul an. Eu nu știu cum am reușit să citesc numai partea frumoasă din anul următor. Până la urmă este un an par și știm foarte bine că în anii pari lucrurile sunt mai rotunde, sunt mai frumoase, ne găsim locul mai ușor. Și un an de 8. Deci, 8-ul și în chimie și în structura noastră este zona de echilibru. Exact. Mai mult, anul viitor, deci are niște segmente care nu sunt la nivelul anului ăsta de rele. Da. Dar are și segmentă centrală care are foarte multă lumină. O să vorbim la un moment dat, să povestim așa puțin pe lung ce segmente sunt, pentru că intenția este să înțelegem care este mecanismul prin ceea ce spunem acum. Am zis, este pot, dar este bine să se știe într-o astfel de perioadă în care poate un consum mai redus de substanțe excitante, de produse alimentare de un fel, oamenii reușesc să se calmeze mai ușor și să asimileze mai ușor informațiile acestea. Dar important este să înțelegem. Procesul a mai fost. Se supraviețuiește. Se merge mai departe. De anul viitor o să înceapă schimbare masivă. Important este ca noi să ne schimbăm. Pentru că, raportat la modelul care a fost pe Draco, până acum, chiar dacă au fost multe evenimente nedorite, neplăcute, a fost multă mediatizare dirijată, suntem în picioare. Sigur că da. Da? Și am supraviețuit și supraviețuim în continuare și mergem mai departe bine. Și soluția este ceea ce deja a început să se producă, diferit de ce a fost pe Draco. Aici este marea diferență, marea, marea diferență. Cei care au ajuns clav pe Draco au clacat, au cedat. Cei care sunt pe Terra sunt foarte mulți care s-au trezit. Sunt foarte mulți care s-au trezit și
Eu mulțumesc de multe ori, o iau de la cei care de acum un secol și 2 secole și 3 secole au început să dea informații, să se trezească, pentru că nu s-au trezit doar foștii parteneri că se termină timpul lor pe Terra. S-au trezit și oameni de pe Terra care au început cu clar vedere, clar auz, cu să folosească clar gusturile și deci dotările naturale pe care le avem cu toții, ca să poată să acceseze baza de date subtilă și să vadă care sunt soluțiile pentru omenire. Și în felul acesta oamenii au început să se trezească, au început să înțeleagă că se poate merge mai departe. S-a trecut prin războaiele mondiale, s-a trecut prin mulime, s-a trecut prin tot felul de situații și economice, criza care a fost în secolul trecut, în da, 29-33. Deci sunt lucruri pe care oamenii le-au traversat și au mers mai departe. Da, epidemia. Practic, scuză-mă, pentru că suntem acum pe final de an. Trebuie să ne gândim foarte bine cu ce însuflețim anul următor. Trebuie să ne Exact. punem intențiile. Trebuie să avem gânduri bune legate de anul următor. Pentru că noi suntem cei care, cum să spun, noi suntem vibrația. Da? Și atunci ceea ce trimitem, aia ni se întoarce. Da? Asta trebuie să știm foarte bine. Asta este prima lege, dacă vrei, în acest univers. Dacă noi ne gândim numai la rele, numai că o să vină nenorocirea asta, aia o să vină, pentru că noi le atragem. Dacă noi gândim că am trecut de perioada neagră, că acum începem să urcăm, că lucrurile se vor așeza, că o să fie bine, așa o să ne fie. Și ce aș vrea? Să începem să ne schimbăm puțin optica, pentru că am la început, că suntem emanația lui Dumnezeu, că suntem parte din Dumnezeu, că suntem Sigur, Dumnezeu și suntem. tare, Și chiar sunt. manifestăm ca atare. Cred că ne-ar prinde bine să ne vedem ca niște sfere care înconjoară corpul ăsta fizic pe care îl vedem. Și în sferele astea, noi șifonierul nostru de gânduri și de cuvinte. Dacă vedem negru, urât, rău, dureros, toate alea, le purtăm cu noi. Dacă vedem partea frumoasă, o purtăm cu noi. Mă gândeam, chiar de iată mă gândeam, uite, cum a știut el românul să spună bună dimineața, bună ziua, bună seara, adică sau seara bună, ziua bună, menea să fie bune. Da? Fiecare zi și fiecare moment al zilei să fie bun. Deci temelia existența. Străbunii noștri chiar știau lucrurile acestea și le făceau în toate, în toate gesturile lor. Când coseau câte o ie, puneau în ea informații, puneau credință, puneau, uite, puneau să crească rod. Da? Deci întotdeauna ei au putut să meargă mai departe cu toate vicisitudinile, cu toate războaiele, cu toate năvăririle, cu toate nedreptățile, cu toate care au fost, pentru că au avut credință, pentru că au fost conectați la Dumnezeu și pentru că au înțeles că ceea ce au ei de făcut este să meargă mai departe și să-și ducă neamul mai departe. Acum, tu ceea ce se întâmplă aici, la un moment dat o să se finalizeze și vine foarte curând, deci pe măsură ce te spuneam, deci se fac devoalările, deja s-a produs mai repede decât credeam și în puțin timp se pare că se face și a treia. Asta înseamnă că sunt trezit mai mult decât credem și la un nivel mai înalt decât credem. Acum, evident, dacă cumva există trezire, vine și partea foștilor parteneri care nu sunt foarte mulțumiți. Da, dacă oamenii se trezesc și dacă își iau puterea înapoi, și este foarte posibil să înceapă niște atitudini de denigrare, de supărare, de agresivitate. Păi da, pentru că și o parte și cealaltă luptă cu armele pe care le-au la dispoziție. E normal. De asta trebuie să fim foarte atenți și mai mult ca niciodată astăzi trebuie să citim printre cuvinte. Pentru că avem deja experiență, niciodată lucrurile nu sunt ceea ce par a fi. Și mă bucur că, uite, încet, încet începem să mai aflăm și noi adevăruri, începem să vedem
odată ce adevărul iese la lumină, acel lucru nu se mai poate repeta. Cel puțin nu în forma în care a fost, da? Pentru că nu poți păcăli de două ori cu aceeași minciună. Nu pot fi păcălit cei trădiți. Dar cei trădiți sunt din ce în ce mai mulți. Uite, a fost sâmbătă, a avut iulie congresul de bine, a treia ediție, da, de sărbători. Au fost niște oameni atât de frumoși care au vorbit și atât de frumoase au fost reacțiile ascultătorilor, pentru că oamenii se trezesc și sunt din ce în ce mai mulți oameni care se trezesc. Și oameni care își dau seama că noi suntem aici ca să învățăm niște lucruri. Și pentru că toți suntem în perioada postului, în care suntem mai în dialog cu noi înșine. Vin, evident, și încărcături negative, vin și frâne, vin și situații neplăcute, se poate întâmpla. Însă, e bine să stăm de vorbă cu noi. M-am supărat. De ce m-am supărat? M-am enervat. De ce m-am enervat? Ce a fost în spate? Unde am eu de lucrat cu mine? Pentru că toți avem și plus și minus. Nu sunt încă cu o reolă pe pereții bisericii, da? Să se uite lumea la noi, să zică că suntem sini. Suntem aici și suntem aici ca să ne învățăm lecțiile. Tot ceea ce se petrece ca să ne învățăm lecțiile. În momentul în care vine o situație negativă, reacția mea poate să fie pozitivă sau negativă. Reacția pozitivă spune, e o situație, îi găsesc soluția, pentru că de aia a venit și merg mai departe. Situația negativă, răspunsul negativ al nostru. A venit o situație, încă una, o durere, încă o supărare, cum o să ies din asta, ce o să fac, cum o să mă fac, cum o să rezolv. Dacă pun pe cum o să rezolv și cum o să fac, din start m-am setat că nu am soluție. E ca grija de bani, n-am bani, vai, cum o să le plătesc pe toate. Bun. Știm cu toții, vă spun sigur că aici este bine față de ce era pe Draco. Deci, cred că n-ar vrea nimeni să vadă filmul de pe Draco cu ce a fost acolo, că eu nu știu dacă, mă rog, sunt și multe filme cu imagini grotești, presupun, nu prea văd eu filme, dar realitatea de acolo întrece prin hidoșenie și prin lipsă de licări de viață, pur și simplu. Deci nu exista viață, era doar o supraviețuire care nu avea niciun viitor. Ideea este că toate aceste încercări, Florentina, așa trebuie să le luăm, ca niște încercări. Iar noi care suntem niște oameni maturi, formați, știm foarte bine cum să ne educăm copiii, de ce să-i facem să se ferească, ce valori să aibă Da, și dacă toată. îi lăsăm așa să-i educe tableta și telefonul, e o problemă. Dar dacă noi suntem prezenți și, cum să spun, reușim să creăm acel timp de calitate pe care să-l petrecem cu copiii noștri, de unde ei să învețe, să aibă modelul după care să-și conducă viața. E, uite, aici chiar aș vrea să sugerez, pentru că terapeutic se practică, iați un timp de lucru cu copilul sau de stat cu copilul. Un timp să fie jumătate de oră, o oră, jumătate, două, cât poate să fie în fiecare zi. Și să Da? aibă copilărie, să se joace, copiii ăștia nu se mai joacă, să se Da. joace. Nici măcar nu te trăiesc. Ei Da. migrează al de bebeluși. Și posibilitatea de a ieși din virtual este mică, pentru că de foarte multe ori, deci am auzit povestea asta de multe ori, cât copilul stă la telefon sau tabletă, părintele știe că nu are de ce să-și facă griji, copilul e liniștit. Nu este chiar liniștit în interiorul lui cu tot ceea ce vede, nu este liniștit cu informațiile pe care le vede, nu este Exact. liniștit cu cele. Și îi lipsește enorm de mult îmbrățișarea, iubirea, vorba, mângâierea pe cap, joaca, prezența și dacă e put, hai să facem împreună, nu știu, cartofi prăjiți sau habar n-am ce, hai să mergem împreună în parc jumătate de oră, Da. hai să facem un dialog, să vorbim. Afară, natură. Natura este cel mai bun prieten, este omul care este zona în care se formează cel mai frumos copilul.
Poți să-i crească florile, pomii, animalele. Cum vrei să faci din el un om frumos, un om empatic, dacă tu îl ții într-o cutie cu un tablet în mână? Nu știe ce înseamnă viața, nu știe ce înseamnă emoția. Dar nu știu și de asta vreau să sugerez părinților să fie foarte atenți și să spună ca dacă vor ca obligație la început, dar să spun, eu aș zice să creeze un program de bucurie, că dacă spun ca obligație, s-ar putea să o și trateze sau să o manifeste ca obligație. O oră pe zi sau cu copilul meu. O oră pe zi, copilul meu este cu mine, îl iau la te, îl pup, îi vorbesc, îl întreb ce a făcut, cu cine a vorbit, ce s-a jucat, ce a învățat, ce n-a învățat, ce e clar, ce nu e clar. Adică pur o discuție educativă. Și această oră. Întorcându-ne la constelații, da? La ceea ce faci tu, câți oameni sunt pregătiți pentru viață? Vezi că îi dărâmă orice ce ne-a ajuns, orice lucru care îi impactează, îi dărâmă. De ce? Pentru că nu sunt pregătiți pentru ele. Nu sunt pregătit. Și să știi că, uite, apropo de constelații, am primit în ultima vreme de la maraton și de la multe răspunsuri și multe conștientizări și multe, multe mărturisiri. Mi s-a întâmplat, am făcut constelații acum un an, aseară o doamnă mi-a spus, doamnă din Germania, am făcut online constelația și zice, acum sunt bunică și atunci nu înțelegeam exact ce a vrut să spună constelația și uite câte mi s-au rezolvat și mi-a scris mesaj și era atât de fericită. Și oamenii chiar spun, mi s-a schimbat viața. Deci vin și spun, de multe ori, sunt mulți care spun, mi s-a schimbat viața de la constelații, că sunt care vin doar la constelații, sunt care vin la terapie, fiecare vine acolo unde simt. Dar mi s-a schimbat viața și se schimbă în mod real, pentru că se schimbă modul de a vedea viața. Pentru că în felul acesta se înțelege. Acum în tabără au fost multe constelații cu tema mama și fiul. Mama și copiii, dar a fost mai reprezentată mama și fiul. Foarte multe teme și multe aspecte ale legăturii dintre mamă și copil și în special mamă și fiu. Mi-au scris mame de băieți care au participat în online sau în fizic și îmi spuneau, Doamne, câte am putut să înțeleg. Pentru că sunt aspecte la care nu m-am gândit. Au fost lucruri pe care, uite, le-am regăsit în constelația. Au fost multe, în constelația X sau Y, și am înțeles unde am greșit eu cu copilul meu. Am înțeles ce am de făcut, mă simt altfel, rezonez altfel la situație. Deci ajută enorm de mult orice cale de comunicare. Și eu, iar acum am sâmbătă constelații, eu am sâmbătă cealaltă constelații, am zis, deși este decembrie, deși în mod normal n-aș fi făcut în decembrie, însă este o așa nevoie acum să se deschidă oamenii, să-și deschidă sufletul, să-și vindece rănile, pentru că timpul, deci este posibil să fie și a treia devaluare foarte repede. Și atunci se va merge într-un proces accelerat și va fi nevoie accelerat de creștere vorbind. Da? Deci un proces de trecere în 4D, pentru că trecerea deja a început. Dar asta înseamnă că începe și urcușul și partea cealaltă și ce-mi doresc eu pentru prietenii noștri este să treacă, să reușească să meargă mai departe. Și orice vine ca stare de disconfort în mintea sau în sufletul nostru, nu-mi place cu tare persoană, nu-mi place ce a zis nu știu cine, nu-mi place ce sau cum a făcut un anumit lucru. Sau de vorbă cu mine, de ce nu-mi place? La ce am rezonat eu sau de ce am rezonat, la ce anume din informația sau situația respectivă am rezonat, înseamnă lecția mea de viață. Lecția pe care, dacă a venit acum, o am de învățat acum. Și acum toată lumea trece printr-o situație din asta datorită accelerării timpului, suntem pe repede înainte dintr-o activitate într-alta și uităm atât de multe că ne uităm după ce am stat o zi întreagă în activitate fără pauză, dar n-am făcut cu tare lucruri. Am și uitat cu tare chestie. Deci trecem prin aceste fenomene, asta e situația, le avem de traversat și pe acestea. Ele ne ajută să ne concentrăm mai mult, să ne organizăm mai mult gândirea, mintea, activitatea cerebrală, să lucrăm altfel cu noi, să fim prezenți. Pentru că dacă începem să fim prezenți, altfel lucrează și mintea noastră și altfel de energie avem. Câtă vreme suntem neprezenți în viața noastră și în mintea noastră și în sufletul nostru, lucrurile ne trăiesc.
În momentul în care devenim prezenți, adică suntem atenți, mergem pe stradă, ce vedem pe stradă, cum sunt oamenii, majoritatea oamenilor merg cu capul în jos sau cu chipul trist, cu ochii întristați sau goli și nu văd frumusețea. Ei, zâmbiți-le, spuneți-le, salutați, deci au atât de multă nevoie de un zâmbet, se poate vorbi frumos fără să fie. Na, acum, eu, de pildă, când ies cu cățelul la plimbare, cei care își plimbă și ei căței pot să fie interlocutori. Deci pot să spui o vorbă frumoasă, pot să apreciezi ceva frumos din natură, cățel sau eu știu. Oamenii se bucură de o vorbă frumoasă, oamenii se bucură să li se zâmbească, se bucură să fie apreciați. Și încep să-și descrețească fruntea și au nevoie de aceasta. Au nevoie să vadă că e radă de soare și cât e decembrie și să poată să cheme. Deci chiar le-aș zice, oameni dragi, luați-mi voi soare de câte ori ieșiți din casă. Și dacă este seară, luați rade de lună, pentru că se poate. Deci cerețile, mergeți în liniște și în pace, conectați cu natura și natura e în 4D deja, a intrat prima, deci deja de ani, și bucuria și frumusețea de a fi înconjurat de niște copaci, de scăldat de lună sau de soare. Cereți energiile în voi și vin oameni dragi. Chiar dacă nu vin așa, dar peste câteva clipe, când gândul s-a dus, atenția s-a dus de acolo, putem lăsa să curgă energia noi și pe urmă ne simțim altfel, ne simțim că avem altă stare de spirit. Avem altă dorință de a merge mai departe, altă putere de a face, putem începe să fim, să ne manifestăm, să ne trăim. Așa. Asta este de fapt direcția. Să ne Așa trăim. facem. Nu, în fiecare luni ne întâlnim și dăm încredere și de data asta suntem pe ultima sută de metri și oamenii chiar trebuie să aibă încredere pentru că lucrurile se vor schimba în bine. Vreau să vorbim puțin despre această sesiune de constelații pe care ai pregătit-o și care va fi pe data de 16 decembrie și să-mi spui de ce este deosebită față de celelalte, lăsând la o parte prețul, văd că ați făcut un preț mai mult decât accesibil. Este un dar de sărbători. Da. Așa. Spune-mi de ce ar trebui să vină oamenii la constelația asta, acum, în decembrie? Pentru că deja a început luna cu a doua de valoare, ca valul ăsta a început procesul de vineri de pe întâi, nu degeaba de Ziua Națională a României, și continuă, foarte posibil va fi încă o devaloare până la finalul lunii decembrie și ceea ce avem nevoie este conștientizarea problemelor cu care ne confruntăm la nivel individual, la nivel de familie sau de neam, pentru a le vindeca, tocmai ca să putem să continuăm drumul mai departe. Deci, în condițiile în care noi suntem apăsați de o situație, că suntem într-o ceartă, într-o discuție cu cineva din familie, că sunt probleme în familie, că este o boală a cuiva sau că sunt recurente ale unei anumite boli în familia noastră. Sunt lucruri care ne presează. Sau problema cu banii, iarăși, multe persoane care sunt presate de lipsă de bani. Ei, toate problemele cu care noi ne confruntăm sunt efecte ale modului în care noi ne raportăm la situații. Sunt efecte ale faptului că nu am fost educați pentru această trecere, nu am fost învățați să gândim pentru această trecere și nu am înțeles problemele reale cu care ne-am confruntat, le-am luat. A, păi eu nu vorbesc cu nimeni din neamul meu. A, păi eu sunt sărac, așa rămân că dacă și mama și tata și bunicii și străbunicii au fost sărași, neamul meu e de săraci. Nu. Nu. Ceea ce facem la aceste constelații, și a fost și în tabără, deci a fost o tabără spectaculoasă. Maratonul, am lucrat de dimineața până seara la 10-11, stăteam și lucram, doar cu pauzele de masă, și s-a lucrat și pe constelații și energetic să se facă dezlegări. Și oamenii au simțit treaba asta.
Asta facem și la constelațiile de acum. În momentul în care te termină constelația și te termină povestea care este dezvăluită de participanții care interpretează roluri, după aceea facem dezlegările de ceea ce este pe neam, eliberările din plasa întunericului, recuperări de suflete, integrări de programe benefice, deci sunt multe lucruri pe care le facem. Sâmbătă acum are iulie, sâmbătă cealaltă a miu, deci sunt 2 zile în care se poate lucra extraordinar de mult și de benefic, pentru că înseamnă o treaptă în sus, o treaptă în plus pe care o urcăm ca să putem să mergem mai departe. Plus că au fost ofertele de sărbători acum cu participare. Inițial am căutat un locușor mai mititel pentru că au fost mulți oameni care au dorit. Am zis ok, mut la unde făceam, la hotel. În condițiile în care prețul este redus, adică nu este prețul de plata tuturor datorilor către gazde, dar am spus că de data asta vreau să fie o posibilitate de a te trezi cât mai mult. Sigur că da. Și să spunem că folosește foarte mult și această vibrație a lui decembrie, ultima lună a anului, care, cum să spun, este probabil, cu siguranță, este cea mai puternică lună din an. Iar Este un dacă gaz. vor să schimbe ceva, acum este momentul să-l schimbe. În momentul în care deja a început trecerea, nu mai avem timp de stat de pe gânduri. Sigur. Când deja în luna decembrie, deci 1 decembrie, a pornit cu a doua devoalare și mai are încă una spre finalul lunii, deja suntem în miezul trecerilor. Asta înseamnă schimbări masive. Schimbări multe, 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 chiar dacă prin media mai apar fel de fel de povești nemuritoare create ca să pară cât mai îngrozitoare, asta e povestea celor care o fac și e în alegerea lor, înțelegând că în sfera lor de energie își încarcă ceea ce emit. Tot facem treaba asta. Deci dacă gândim frumos, punem în sfera noastră lumină și bucurie. Dacă gândim nefrumos, punem acel nefrumos și ducem cu noi. Pe urmă apar efectele care sunt lecții pentru noi. Deci karma înseamnă de fapt lecții pentru noi. Nu este o pedeapsă, o plată. Și nici situațiile astea care au fost de-a lungul timpului, că sunt blesteme, că sunt boli recurente, că sunt efectul fricilor duse din generație în generație, povestea cu săracul e dusă din generație în generație și oamenii au deprins foarte mult dintre ei, încă din mica copilărie n-avem. Nu pot să-ți iau, n-avem și trăiesc cu concepția că sunt săraci și că n-au și atunci își duc viața conform acestei concepții, în loc să se bucure de toată bogăția care este în ei și în jurul lor. Și în loc să savureze cu adevărat viața, îți se rețin. Aia nu pot, aia nu ba, se poate. Se poate și eu spun din prisma omului care și-a făcut singur tot ce am și tot ce am făcut, luat din somn, dar nu regret. Adică mă bucur de fiecare om care poate să primească un ajutor. Și fiecare om care crește, fiecare om care se luminează, fiecare om care trece. Deci pentru mine asta este bucuria și sensul vieții. Și atunci, ceea ce facem acum amândouă și eu și Iulie este să facem această ofertă de sărbători, să se poată face muncă cu sine. Și știind că, evident, vor fi câteva zile libere de sărbători, eu cred că darul cel mai frumos pe care și-l poate face cineva este tot de vorbă cu mine, cresc și mă duc în lumină. Adică nu înseamnă trecere în neființă și în lumină. Aduc lumina în ființa mea ca să pot să mă bucur de sărbători. Exact. Să nu mai privim lucrurile, să nu mai stăm ca spectatori, pentru că această poziție, poziționarea noastră ca și spectator ne-a adus aici. Ne implicarea noastră, aia ne-a adus aici. De acum trebuie să ne implicăm și să fim creatorii vieții noastre.
Să nu mai stăm așa deoparte și ne uităm ce fac alții din viața noastră. Atât. Deci asta este și să înțelegem. Anul viitor este un an de 8 care înseamnă echilibru. Echilibru este în chimie când toate sunt în echilibru când au octetul. Echilibru în noi când suntem în patru, sunt 8 rotații, deci 4 feminine, 4 masculine. 8-ul este cel care ne dă posibilități multiple. Noi trebuie să ne pregătim pentru posibilitatea trecerii noastre și a creșterii în lumină. Da. Pentru că viitor va fi un an spectaculos. Așa. Spectaculos. Da? Și anul ăsta a fost și cu încercări. Și am trecut cu toții. Am Deci, trecut. Asta, nu o să fie la fel de greu ca anul ăsta, asta vă spun. nu, nu, chiar nu. Vreau neapărat să trecem puțin și prin cărți, pentru că nu le-am mai, n-am mai vorbit despre ele și uite, oamenii mă întreabă de unde să le comande, cum să le achiziționeze și vreau să ne spui tu. Site-ul meu, www.florentinamatescu.ro. Povestea pe care cu care am început discuția este în adenda, deci în volumul 4 al trilogiei, mă rog, volumul 4 trilogie, da? E, pe de-aia se și numește adenda. Pentru că inițial am zis că va fi doar geneză și s-au tot cerut următoarele și mai sunt cerute și următoarele și cu ajutorul lui Dumnezeu vor veni toate. Mai cu seamă când o să se poată scrie și anumite lucruri și citi, difuza, atunci vor fi cu certitudine și va fi în timp util ca pentru fiecare să fie de toate. Mă rog, foarte multe persoane dintre cele care au citit cărțile mi-au spus că și-au schimbat modul de a vedea, că simt vibrația, că ele fiind cărți vii, deci eu le scriu cu sufletul conectată și sunt multe persoane care îmi aud vocea. Au fost persoane care nu mă cunoșteau și spuneau că au citit cartea și pe urmă când au auzit emisiunea, și păi vocea asta am auzit-o citind cartea. Da? Și asta se întâmplă pentru că sunt cărți vii. Cărțile vii sunt transmise, ele se scriu prin concentrare și de aceea este un consum energetic foarte mare și e nevoie de mai multe ore în care te poți să fac transferurile. Însă, ele rămân ca adevăruri. Cărțile vii sunt scrise pe multe niveluri și de câte ori se recitesc, aduc noi conștientizări, noi informații și lucrează în ființa noastră pentru că interacționează cu sufletul nostru. Deci ceea ce am pus eu ca energie în carte lucrează în ființa noastră și ne transformă și ne ajută să fim altfel. Și am văzut-o la foarte mulți oameni pentru că sunt mulți oameni care îmi spuneau, mama a citit și a zis că n-a înțeles până acum mare poveste, dar abia acum i s-au clarificat toate. Minunat! Minunat, adică sunt oameni care citesc, sunt oameni care povestesc mai departe și sunt cărți de ajutor. Pentru această perioadă este, îmi vine să spun, cartea de dat cadou. Pentru că ajută foarte mult la ceea ce avem de făcut, de lucrat noi cu noi. Și nu. Nu trebuie să trecem pe lângă ele pentru că ne ajută. Și nu trebuie să trecem pe lângă nimic din ceea ce ne ajută și să nu dăm atenție. Important este să fim atenți în viața noastră, să fim atenți în gândurile noastre, să fim prezenți în ființa noastră, pentru că deja se intră în planul luminic. Acest lucru înseamnă că dacă ceva vine cu întuneric lângă noi, să scoatem, să dăm mai departe, să ne facem cruce de lumină, să ne spunem o rugăciune, să facem curățare cu tămâie, cu Palo Santo, cu ce avem noi fiecare, cu salvie, să facem în interiorul nostru. Deci dacă beau un pahar cu apă, apa asta mă spală, dacă facem duș, apa asta mă curăță de tot ceea ce e negativ, când facem curățenie în case, e perioada de curățenie de sărbători, totul se curăță de orice energie și influență negativă. Toate lucrurile mele devin benefice, purtătoare de lumină și de bucurie. Pașii mei merg pe o cale de lumină. Putem să punem atât de multe forme, important este să credem în ele. Ne ajută să credem vizualizarea. Un lucru pe care
Cred că n-am apucat să-l spun săptămâna trecută și am rămas cu ideea că trebuia să-l spun. Când vrem ceva, când facem o menire, când cerem ceva și punem o intenție, să vizualizăm cu convingerea că acel lucru se face așa cum l-am vizualizat. Adică vedem casa curată, păi nu vedem doar că e fereastra spălată sau padosea, da? E curată și plină de lumină și aici vin îngeri, vin energii benefice, vin ființe benefice care lucrează și care înfrumusețează și aduc bucurie și har. Pe stradă, chiar dacă este, cum este, că ați văzut că se pun peste tot săpături și săpături și săpături, că se pun de apă, că se pun de curent, că se pun de ce se pun pe acolo, că se pun de ale și se scot, deci toate sunt peste tot într-o continuă efervescență. Bun, vine ceea ce avem nevoie. La un moment dat, pentru că a fost la început, și acum pot să continui, am zis, programul ăsta care se petrece cu noi acum este totuși agreat. Orașele acelea faimoase, despre care s-a tot vorbit în media, aveau nevoie de o structură urbanistică de un anumit tip. Noi beneficiem de aceste structuri fără să mai beneficiem de acele orașe. Asta să știm. Da? Deci se schimbă curentul, se pune. Încă o dată vreau să le spun. Nimic nu se face și nimic nu se va implementa decât cu acordul nostru. Categoric. Deci aici trebuie să fim foarte atenți ce acceptăm. Așa că Categoric. și nu cu frică. Nu cu frică. Nimic nu se întâmplă decât dacă ne dăm acordul. Și am văzut. Florentina, este. Vreau perioada asta să fie așa, fiecare să-și pună în minte tot ceea ce își dorește, tot ceea ce ar vrea el să schimbe. Și te-aș întreba cum procedez ca să dau putere gândului meu. Așa cum am zis, prin vizualizare și în momentul în care spun să fie și fermitate. Adică e ca și cum eu am pus o linie, o cale între mine și Dumnezeu. Da? Deci am pus un stâlp de lumină între mine și Dumnezeu. Și în stâlpul ăsta am băgat informația. Se face pace. Se face lumină. Vine ajutorul de care este nevoie. Suntem sănătoși. Deci foarte important. Nu se poate vindeca cine ține la boală. Așa cum nu se poate îmbogăți cine ține la sărăcie. Da? Adică dacă concepția mea este că nu se face orice aș zice, pot să spun poezii până când obosesc, beau 5 litri de apă, mi se hidratează toată zona, încep și o spun de la început și o spun degeaba. Da? În care spun ceva, în primul rând, deci eu... Determinarea cu care Da, pornim. contează determinarea. Da? Da, Deci, da, da. mă curăț de ceea ce este starea mea negativă în momentul în care spun. Pentru că dacă eu sunt într-o stare negativă, că nu știu ce am văzut pe stradă sau ce am auzit sau așa, în loc să pun frumos în intenția mea, pun nefrumos. Da? Dacă eu spun cu îndoială și așa că parcă mă gândesc, dar nu se poate face așa ceva, că nu s-a făcut, n-a făcut nici mama, nici bunica. Păi atunci nu o să fac nici eu. Da? Dacă vreau cu adevărat să fac, fac. Dacă doar vreau să mă prefac, da, mă prefac. A face, ea se preface. Și acest pre este o frână care nu face să se facă. Așa este. Deci, Da. vizualizez, sunt în condiție de bine, de lumină, eu cu mine, și am făcut vizualizarea și sunt ferm convinsă că se face. De ce? Cred în Dumnezeu. Când nu cred, nu se face. Așa este. Mulțumesc tare mult pentru Bine. această emisiune minunată, plină de energie. Dumneavoastră, vă mulțumesc că ați stat alături de noi. Nu închideți. Rămâneți cu meditația și cu Florentina până săptămâna viitoare. Fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine, să ne revedem sănătoși. O seară minunată. Mulțumesc tare mult, Florentina. Iubire, cu multă iubire tuturor. Ca de fiecare dată, continuăm călătoria noastră, motiv pentru care o să te rog să ți-o pui confortabilă, cea mai bine aici și tenit pe dândă. Deci să stai pe un fotoliu, pe fotoliul tău preferat și să te simți foarte bine, în confort,
și să simți că prin creștetul capului tău curge lumină de la Dumnezeu prin toată ființa ta și îți umple întreaga ființă. Și lasă această lumină să curgă prin tine. Cât de des poți. Lumina poate trece prin toate construcțiile, indiferent la ce etaj ești și câte etaje ai deasupra, lumina lui Dumnezeu curge prin ființa ta. Lumina soarelui, care e tot darul lui Dumnezeu, curge prin ființa ta oriunde ești. Și îl poți chema dacă vrei să fie cu mai multă certitudine pentru tine, cheamă-l ziua când îl vezi. Iar seara, când vezi luna, cheamă energia lunii. În felul acesta, te întregesc în tine cele două polarități de lumină, solară și selenară, ziua și noaptea, femininul și masculinul, și ajungi la echilibru. Și acest echilibru, din acest opt în care intrăm, înseamnă dimensiunea a patra, în care avem patru mesaje feminine și patru masculine, patru seturi întregi de lecții de învățat și lecții învățate, cât feminine și patru masculine. Radar, în permanență, sau cât poți de des, chiar dacă mergi la serviciu sau la cumpărături, cheamă în tine lumina și simte că între tine și Dumnezeu e lumină, între tine și pământ e lumină. Tot pașii pe care îi faci sunt pași de lumină. Și vizualizează și te rog acum, în gândul tău, să vizualizezi. Primul văl te-a ajutat să înțelegi și să accepti că ai clar simțiri, chiar dacă au fost inactivate. Al doilea văl te ajută să le activezi, deci poți să vezi. Și vezi cum curge lumina de la Dumnezeu. Vezi lumina caldă de la soare și lumina rece de la lună. Adună energia zilei și a nopții și adună în tine lecțiile de învățat și dă-ți voie să le înveți cu bucurie. Nu ca pe pedeaptă sau supărare, cu bucurie, ființă dragă. Toate sunt cu bucurie. Și după ce simți că întreaga ta ființă s-a încărcat cu lumina zilei și a nopții, a soarelui și a lunii, după ce simți că ești coloană de lumină între Dumnezeu și pământ, dă-ți voie să te deschizi luminii vieții. Pentru că, suflet drag, de acum încolo începi să te trăiești. De acum încolo începe trăirea ta. Până acum, cu toții am fost școlari unei lumi, de lumină și de întuneric. O lume care ne-a durut mult
și care avea cumva ascunse multe zâmbete. De acum încolo, tâfle drag, dă-ți voie să pășești în lumină. Dă-ți voie să aduci lumina în tine în fiecare gând și vorbă și faptă. Și fiecare pas al tău să fie o călcătură de lumină. Nu e greu, e ușor. Și poți să o faci. Și o faci. Pentru că tu dai voie să devii lumină. Pentru că tu dai voie să intri în raza bucuriei. Pentru că tu dai voie să începi să trăiești și să te trăiești și să simți cu bucurie toate și mai ales îți dai voie să fii tu, să-ți iei deciziile, tu în structura ta, toate deciziile, tu le iei pentru tine, tu și doar tu. Fără să fie nevoie de altcineva care să le ia pentru tine, pentru că altcineva trăiește în alt corp decât în al tău, decât al tău. Altcineva are alte gânduri și alte simțiri, are alte intenții și alte lecții. Așadar, tu ești singura ființă care se manifestă în tine. Tu, parte din Dumnezeu, copila lui Dumnezeu, bucuria lui Dumnezeu, manifestare a lui Dumnezeu. Și atunci, lasă-L pe Dumnezeu să se manifeste în tine, în fiecare clip a vieții tale. Și vei trăi bucurie continuă. Chiar dacă la început mai timid, vezi cum crești cu fiecare pas de lumină și bucură-te că ești lumină și vezi lumina din jurul tău. Dă-ți voie să crești pentru că doar tu îți poți da voie. Oricât de mult ajutor vine din exterior, vorbe, susțineri, idei, zâmbete, păreri, orice. Roagă-L pe Dumnezeu să meargă înaintea ta și mergi pe urma pașilor lui. După tine, Doamne Dumnezeule, mergi tu înainte și eu pășesc pe unde ai pășit tu. Și fă-te în obicei. De dimineața când te dai jos din pat, Doamne, merg pe urma pașilor tăi, Doamne Dumnezeule. Tot ce fac în această zi este să merg cu tine, să te ascult vocea cu sufletul meu și să merg cu tine în drumul meu cel scris și potrivit de tine. Și vei trăi bucurie continuă. Și știi ceva? Adu-o în prezent. Trăiești bucurie continuă. Pentru că poți. Așadar, merg cu tine, Doamne Dumnezeule, în fiecare pas al vieții mele și mă bucur cu întreaga mea ființă de toate învățăturile pe care mi le-ai dat și mi le dai. Și învăț. Pentru că mi-ai dat darul de a fi ca să învăț, să devin lumină. Iar eu îți mulțumesc că devii lumină. Că ești lumină și devii
pintă din ce în ce mai luminată. Și că mergi pe urma pașilor lui Dumnezeu, ca tot pașii tăi să fie pași de lumină, cu iubire. România trăiește prin tine. Viața trăiește prin tine. Inteligența trăiește prin tine. Frumusețea trăiește prin tine. Ești o creație magică. Ești parte din Dumnezeu. Te iubesc. Mulțumesc. În cabinetul meu de psihoterapie și terapie cu copii, este un cabinet în care vin foarte, foarte mulți copii. Lucrând cu copii care sunt hiperkinetici, au un anumit comportament dezorganizat, agitat, am putut să observ că aerul proaspăt îi ajută să fie un pic mai liniștiți, să fie mai atenți cumva, să-și poată focaliza mai bine atenția în momentul în care au sarcinile de îndeplinit și le dă o stare de bine. Vi-l recomand cu încredere și să aveți propria experiență.